Slăvit să fie Domnul! Acum că sunt în față, încep să capăt mai mult curaj. Știți de ce? Că văd pe aici frați, surori, verișori, unchi, mătuși, prieteni. Asta o zic mai ales dacă cineva are de gând să se ia de mine seara asta, să știți că sunt bine păzit. Așa cum se spunea, vin de la Satu Mare în seara aceasta, dar la origine am plecat din Bihor acolo și mă mai întorc de când în când în vizită. Și acum că tot urmează Paștele și obiceiul, am venit și eu să iau lumină și zic Domnul să ne dea tuturor. Voi mi se vă ridicați în picioare și aș dori să dăm atenție unui cuvânt din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 8, de unde voi citi începând cu versetul 27. Evanghelia după Marcu, capitolul 8, începând cu versetul 27. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezarei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns. Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi, a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învie. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a zis, înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Amin. Măi, mi se vă reașezați. Apropo, mi-am dat seama și spunea și fratelui Marius că seara asta nu doar la mesaj am venit din Satul Mare, am văzut că și la cântare, l-am văzut pe Marcu care a venit din Satul Mare, de la una din biserici. De aceea văd că e o bună colaborare și ne bucurăm de lucrul acesta. Frați și surori, am intrat într-o săptămână mare. Chiar dacă facem lucrul acesta an de an, eu cred că este foarte important să ne luăm timp într-o săptămână ca aceasta cu atâta însemnătate spirituală pentru noi, în care nu doar să citim, nu doar să auzim, ci să ne luăm timp să medităm la viața noastră în raport cu Domnul Iisus Hristos. Este o săptămână care începe astăzi cu intrarea Domnului în Ierusalim și va continua zi de zi cu lucrările pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut în aceste zile. Urmează cina. Urmează răstignirea, urmează moartea, dar urmează și învierea, slăvit să fie numele Domnului. E bine, în această săptămână care aș vrea să vă motivez, începând din ziua aceasta, să ne luăm timp să cugetăm la viața noastră în raport cu Domnul Iisus Hristos. Te-aș întreba în această seară cât de mult îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos și cât de bine îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Poate dacă am stat de vorbă personală, ai începe să-mi spui niște versete, să-mi arăți că știi anumite versete despre Domnul Iisus Hristos. Poate ai începe să-mi spui despre ceea ce ai auzit din predici, ceea ce ai acumulat până acum. Și nu-i rău, pentru că sigur, a-L cunoaște pe Hristos înseamnă a cunoaște și din cuvântul Lui despre El. Însă mai mult decât orice doresc să aduc în atenție în această seară că dovedim cât de mult îl cunoaștem pe Hristos prin viața noastră, prin trăirea noastră. Vedeți dumneavoastră, trăim într-o Românie care încă se declară în proporții mari 90% creștină.
Trăim într-o Românie care, în care dacă vorbești cu oamenii și mi-a fost dat în viață, am mai făcut și evangelizări pe stradă și alte tipuri. Și am stat de vorbă uneori și cu oameni care erau la bar și ziceau că-L cunosc pe Dumnezeu și erau acolo beți. Am stat de vorbă cu oameni care aveau viața plină de patim și de vicii, care ziceau că, chiar stăteam de vorbă cu un tânăr și îmi zicea, știu că trebuie să mă pocăiesc, dar iubesc prea mult lumea asta. Zicea că-L cunoaște pe Dumnezeu, știe despre Dumnezeu. Dar tu cât de bine îl cunoști pe Hristos? Trăim într-o vreme în care creștinismul pentru unii este doar declarație, teorie. Pentru că mulți se laudă că-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, dar trăiesc, așa cum spune Evanghelia, ca și cum nu L-ar cunoaște. Și din pricina unora, numele Domnului Iisus Hristos este hulit și batjocorit. Când colegii, prietenii și cei din jurul nostru pot să-L vorbească de rău pe Domnul Iisus Hristos, înseamnă că nu-L cunoaștem. Mulți zic că-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, dar nu prea au treabă cu cuvântul Domnului, nu prea au treabă cu rugăciunea, nu prea au treabă cu chemarea Domnului Iisus Hristos la a face voia lui Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care mulți se laudă că-L cunosc pe Hristos și am ajuns să fie uneori și în biserici și în viețile credincioșilor, cum în lume, modă, divorțul și alte lucruri. Am ajuns să acceptăm cu ușurință atâtea lucruri pe care Hristos le urăște, pe care Dumnezeu spune că sunt astfel de lucruri care îi produc scârbă. Aș vrea în această săptămână să vă chem din toată inima să ne întrebăm, îl cunoaștem noi în adevăr pe Domnul Iisus Hristos? Unde L-ai cunoscut pe Domnul? Doar acolo pe stradă când a făcut vindecare? Doar acolo când i-ai adus boala, necazul și s-a atins de tine? Cum îl cunoști pe Domnul Iisus? Doar ca vindecător sau ca mântuitor, îți iartă păcatele? Oare îl cunoști și la cruce? Oare îl cunoști și pe drumul lui spre Ierusalim? Oare îl cunoști și în mormânt? Noi toți care am fost botezați în Iisus Hristos, am murit împreună cu El. Am fost îngropați împreună cu El, ca să trăim o viață nouă. Doamne, ajută-ne! De aceea, frați și surori, în această seară doresc să aduc înaintea dumneavoastră un cuvânt pe care l-am intitulat Măsura cunoașterii lui Hristos determină devotamentul uceniciei tale. Cu alte cuvinte, ucenicia noastră față de Domnul Iisus Hristos prin ucenicia noastră se vede cât de mult îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Și cel mai important lucru din lumea aceasta și se va vedea la judecată când zice Domnul că într-o zi El se va rușina înaintea îngerilor sfinți de toți aceia care s-au rușinat de El pe pământul acesta. Va fi o zi în care vom sta înaintea lui Dumnezeu, înaintea cerului și Domnul Iisus Hristos va declara despre fiecare dintre noi dacă ne cunoaște sau nu. Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor, ci acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Știți care va fi cea mai cruntă zi pentru mulți? Va fi ziua în care vor ajunge acolo înainte Domnului Iisus Hristos. Și Domnul le va spune, plecați că nu vă cunosc. Și vor zice, Doamne, cum nu ne cunoști, că noi am fost acolo pentru Tine, noi am fost la biserică, noi am făcut minuni în numele Tău, noi am scos draci în numele Tău, noi am făcut atâtea lucruri, cum, Doamne, nu ne cunoști? Și Domnul le va spune, atunci plecați de la Mine voi toți care lucrați fără de legea. În această săptămână în care vedem lupta Domnului Iisus cu păcatul, vedem cât a plătit Dumnezeu pentru păcatele noastre, vreau să dobândim și noi același Duh care luptă împotriva păcatului, același Duh care luptă împotriva vicilor, același Duh care nu se conformează lumii acesteia, același Duh care nu acceptă cu ușurință păcatul în viața lui. Când ajungi înaintea lui Hristos și îl vezi pe cruce și ți-aduce aminte de cuvântul Domnului care spune, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Dacă ne uităm în cuvântul pe care l-am citit, vedem în primul rând o cunoaștere lumească care determină o ucenicie circumstanțială. Se dea de vorbă Domnul Iisus cu ucenicii și îi întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Păi, eu am botezătorul,
alții zic că ești Ilie, dar oricum ei zic că ești unul dintre proroci. Ei cred că tu ești unul dintre proroci, venit de la Dumnezeu, va semne și minuni, vindeci, faci eliberări și așa mai departe. Este acel tip de cunoaștere lumească în care, dacă întrebi oameni, toată lumea zice că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu face bine, toată lumea apelează la Dumnezeu, Doamne, vindecă-ne, Doamne, ajută-ne, și mai ales unii apelează la Dumnezeu numai atunci când au probleme, numai atunci când ajung în situații dificile. Vreau să-ți vorbesc în această seară și ție, care poate îl cauți pe Dumnezeu și l-ai căutat numai atunci când ai necazuri, când ai o problemă. Care poate vii la biserică din când în când și te mai rogi din când în când și îl mai cauți din când în când, dar numai atunci când ai nevoie de el, și să spun că ucenicia ta nu e în regulă. Pentru că această ucenicie este acea cunoaștere lui Hristos lumească, care mergeau la Domnul Iisus că aveau pe cineva bolnav, că aveau o nevoie, că aveau o situație grea. Sigur că mergem la el, cum se spunea seara asta, el e mare și poate să facă minuni. Dar interesul nostru nu este doar atâta, să-L căutăm când avem nevoie de El. Interesul nostru trebuie să fie să fim la dispoziția lui Dumnezeu întotdeauna. Uitați-vă și la rugăciunile noastre. O mare parte din rugăciuni sunt concentrate asupra noastră. Ne rugăm dimineața în fugă, Doamne, fii cu noi astăzi, ajută-ne, însoțește-ne. Nu-i rău, e bine că cerem însoțirea lui Dumnezeu. Dar apoi iarăși ne mai rugăm, Doamne, binecuvântează mâncarea, Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mine azi. Și de multe ori chiar și rugăciunile noastre sunt atât de strâns legate numai de nevoile noastre, numai de lucrurile de care noi avem nevoie de la Dumnezeu. Dar când mai stai de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, să zici, Doamne, oare Tu ce vrei de la mine? Doamne, oare eu ce aș putea face pentru Tine în săptămâna aceasta, în ziua aceasta? Doamne, cu viața mea, cum aș putea avea semnificație pentru Tine? Dacă ești aici în această seară și ai nevoie de Domnul, da, pot să spun că avem un Dumnezeu mare care face semne și minuni. Dar El face semne și minuni, nu doar ca să-ți dea o viață confortabilă. Chiar le spuneam unora care vin, avem liste de rugăciuni, avem bolnavi, avem situații, foarte bine facem că ne rugăm pentru ei. Dar întrebam pe unii, de ce vrei să te vindece Domnul? Doar ca să fii tu bine, să duci o viață bună? Oare ai spus Domnului, Doamne, vreau să mă vindeci pentru că vreau să te slujesc mai mult, pentru că vreau să fiu la dispoziția ta mai mult, pentru că vreau să fac voia ta mai mult? Acesta e interesul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim acei ucenici care nu-L caută doar circumstanțial, doar când avem câte o nevoie, doar din când în când. Hristos vrea ucenici adevărați. În această seară, chemarea lui Hristos, aceasta este pentru fiecare dintre noi. Lumea, nicio speculație că ar fi Mesia, nimeni nu zicea nimic. Toți ziceau că e unul dintre proroci care face bine, care face semne și minuni, că așa era înainte și Elisei, așa erau înainte și prorocii pe care i-a trimis Dumnezeu. Și aceeași mulțime, când a întrebat Pilat pe care să vi-l slobozesc, pe Baraba, tâlharul, ucigașul, sau pe împăratul vostru, a zis, la moarte. A zis, el nu e împăratul nostru. Mă căutați, zicea Domnul Iisus Hristos, pentru că ați mâncat din pâine. Dar știți ce e minunat la Domnul Iisus? Că El, Creatorul, se oprește să dea și pâine celui ce are nevoie. Se oprește să dea și vindecare celui ce are nevoie. S-a oprit și în dreptul femeii cananence care striga după el și zicea, sirofenicene, și striga și zicea, Doamne, îndură-te de fica mea care e muncită rău de un drac. Și Domnul a zis, nu-i bine să iei pâinea copilor să ajungi la căței. Doamne, dar și câinii se satură cu firimituri. S-a oprit Domnul și a zis, mare credința ta, facă-se cum voiești. Îl mărim pe Domnul că El se oprește în dreptul nostru. Dar după cât bine ți-a făcut Dumnezeu, tu te-ai oprit să îl întrebi pe Dumnezeu, Doamne, dar oare Tu ce vrei de la mine? Pentru că noi nu avem un Dumnezeu de care să ne folosim numai când avem nevoie. Prin urmare, cunoașterea lumească determină o ucenicie circumstanțială, la nevoie. Aș vrea să te îndemn în această seară, dacă ai o astfel de urmare a Domnului Iisus Hristos, în funcție de circumstanțe, de nevoie, știi, când ai examenul, ți-aduce aminte de Dumnezeu, Doamne ajută-mă.
Gândirea aia imatură, știți, acum cred că toți am trecut pe acolo când eram tânăr, adolescent. Da, acum te mai lupți cu una cu alta, sigur, dar mai ales când fulgera și trăznea afară și te prindea poate în câmp, ziceai, Doamne, dacă mă scapi acum, mă pocăiesc, știi? Dar oare câte astfel de promisiuni ai făcut lui Dumnezeu și ai zis, Doamne, dacă mă ajuți acum, mă voi apropia mai mult de Tine. Doamne, voi face cu tare. Și Dumnezeu a intervenit. Dar oare Tu ai făcut ce ai promis lui Dumnezeu? Vreau să vă chem într-un mod serios în seara aceasta să ne aducem aminte de juruințele pe care le-am făcut Domnului. Psalmistul când vine înaintea Domnului în mod repetat zice, Doamne, îți voi aduce jertfă și mă voi împlini juruințele. Oare ce juruințe ai făcut lui Dumnezeu și le-ai dat uitării, deși Dumnezeu și-a făcut partea? În al doilea rând, vedem în pasajul acesta că o cunoaștere parțială determină o ucenicie temporară. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Și răspunsul lui Petru impresionant, zice, tu ești Hristosul? I-a răspuns Petru. Și Iisus i-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Unii aplică asta azi foarte bine că nu știu nimeni că îi spocăiți. Ei cred că așa trebuie să facă și ei. Fraților, știți de ce l-a oprit Domnul Iisus Hristos pe Petru și pe ucenici atunci? Să mărturisească că El este Mesia? Pentru că atunci ei cunoșteau doar parțial pe Domnul Iisus Hristos. O zis, tu ești Hristosul, și dacă ei fi întrebat pe Petru și pe ucenici, ce înseamnă că El e Hristosul? Ziceau, păi o venit să răstoarne împărăția romană. O venit să aducă biruință în Israel, o venit să aducă împărăția lui Dumnezeu, o venit să instaureze din nou împărăția lui Israel. O venit Iacov și Ioan și au zis, Doamne, și mama lor o venit, știți, ca să fie mai mare stăruința și au zis, Doamne, când împărăția Ta, când o instaurezi acum, pune pe unul la stânga, pe unul la dreapta, ei aveau o concepție că asta va face Domnul Iisus Hristos. De-aia au zis, Domnul, nu sunteți pregătiți să vorbiți despre mine. Că voi mă cunoașteți parțial și ucenicii atunci aveau nevoie să-L cunoască pe Domnul. Atunci a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult. Cum adică, Doamne, dar n-ai venit să fii rege? Să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari. Să fie omorât și după 3 zile să învie. Și Petru, iată, zice că l-a luat deoparte pe Domnul Iisus Hristos. Mai întâlnim și noi. Eu nu zic că câteodată nu trebuie și noi păstorii să fim sfătuiți, mustrați cu dragoste, dar știți, parcă în fiecare biserică mai este câte un frate care te ia la urmă deoparte și te mustră, că are el o concepție. No, ne îngăduim toți în dragoste. Așa a făcut Petru cu Domnul Iisus, știți, l-a luat deoparte și a zis, Doamne, păi să te ferească Dumnezeu, ce vorbești aici? Ți-ai pierdut direcția, zice. Tu n-ai venit să vii rege. Păi tu, Doamne Iisuse, tu ai venit să restaurezi împărăția, n-ai venit să mori, n-ai venit să fii respins de bătrâni, păi îi nimicești pe toți. Știți cât de porniți erau că mergeau cu Domnul Iisus prin sate și au ajuns la Samaritan, nu-i oprim pe Domnul și au zis, Doamne, facem și noi calie, coborâm foc din cer. Așa au crezut că vin cu Domnul Iisus și instaurează împărăția obligat forțat. O cunoaștere parțială. Și au zis Domnul Iisus Hristos, eu voi muri. Și dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea cineva sângele meu, nu va avea viață veșnică. Și aceiași ucenici care spune Biblia că erau mulți, peste 70 de ucenici pe care Domnul Iisus i-a trimis să vestească Evanghelia, să facă semne și minuni. Și în Luca, la capitolul 10, cu versetul 17, spune în felul următor. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpion și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, nu vă bucurați de faptul că durile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Aceiași ucenici care, iată, s-au dus după Domnul Iisus Hristos pentru că au primit putere de la El, au primit autoritate și aveau speranță că El va fi Mesia care va instaura împărăția. Când au auzit, spune cuvântul Ioan, capitolul 6, cu versetul 60, că Domnul le-a spus,
dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte. Și spune, din clipa aceea, versetul 66, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi. Și nu mai umblau cu el. Atenție, frați și surori, pentru că este ispita care îl paște pe fiecare credincios, pe fiecare ucenic, ca la un moment dat să fie plin de Duhul lui Dumnezeu, plin de putere, să facă semne și minuni. La un moment dat să aibă autoritate din partea Domnului Iisus Hristos și după aceea să se potignească. După aceea să cadă, după aceea să dea înapoi. Și din clipa aceea mulți s-au întors și nu mai umblau cu ei. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vă duceți. Dar în vremuri în care orice biserică trăiește situația în care mai pleacă membrii, mai vin, problema e cu cei care pleacă supărați pe biserică, supărați, potigniți, știți, și a fost o situație în care, știți, unul tare supărat, o așteptat și așa se așteaptă oamenii să mergi, să te rogi de ei, haideți, vă rog, la biserică. Trăim vremuri în care mai trebuie să ne rugăm și de dumneavoastră să veniți, e adevărat, că vedem tendința. Domnul Iisus se uită la cei 12 și întreabă, voi nu vă duceți? Pentru că Iisus nu și-a dorit mulțime nededicată. El și-a dorit ucenici adevărați. El nu și-a dorit milioane de oameni, că zice că nici n-avea încredere în ei, că le cunoștea gândurile, dar care să-L caute doar parțial, doar pentru beneficiul lor, pentru folosul lor. Și din ziua aceea mulți din ucenicii lui nu-L mai urmau. Aici aș vrea să mă adresez celor care poate în această seară se găsesc în adunare și poate au în inima lor o potignire, au în inima lor o piedică care deja au început să aduc, care deja a început să aducă gânduri că nu mă mai duc, nu mai merită pocăința, nu mă mai duc la biserică, nu mă mai duc după Domnul Iisus Hristos. Dacă a reușit diavolul să-ți aducă în inima și în viața ta astfel de gânduri, aș vrea în această seară să te îndemn în numele Domnului, să cercetezi inima și viața, pentru că te întreabă Domnul. Merită să te duci? O cunoaștere parțială care determină o ucenicie temporară. Oameni care vin o vreme și apoi se duc, știți de ce? Și ăsta e răspunsul, l-au cunoscut parțial pe Hristos. Nu l-au cunoscut așa cum este El. O, Doamne, lasă un dud de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Ta. Viața veșnică este aceasta, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Când nu mai face Hristos ce vrei Tu, te potignești și gata, te prăbușești. Când nu mai ai foloasele pe care le-ai crezut Tu de la Dumnezeu, gata, te potignești. Când vine poate o învățătură care Tu ai știut-o altfel, în loc să fii gata să analizezi și să primești, gata, te potignești și nu mai. În seara asta, mă rog să dărâme Dumnezeu orice piedică, orice pricină de potignire, din orice inimă care începe să se împietrească din pricina potignirii. Eram undeva într-o biserică în țară și au venit la final la mine niște părinți și au zis, frate, rugați-vă pentru băiatul meu, era un băiat mare, nu mai vine la biserică, s-o potigni pe anumite lucruri. Nici frații nu l-au căutat, o așteptat. Soră, eu am zis aici trecător, ei erau și din altă parte față de unde au fost. Dar cred că poate sunteți unii care mă auziți în această seară. Nu lăsa pe diavolul să-ți blocheze inima. Știi de ce te-ai potignit? Acum nu vorbim de o potignire, vorbim de o potignire la nivelul credinței. Vorbim de o potignire în ceea ce privește învățătura, cuvântul Domnului și pocăința. Te-ai potignit pentru că nu-L cunoști îndeajuns pe Hristos. Eu spun unora, chiar acum urmează și noi să avem botez în biserică, sunt și dintre copii, chiar vorbeam azi cu un frate, ziceam, ne bucurăm că sunt și copii de ai fraților care s-au rugat pentru ei, sunt și părinți de ai unora din biserică, sunt și veniți din
lume, care nu l-au cunoscut pe Domnul și la un moment dat unul care a venit din lume a început să aibă niște supărări, el încerca să facă bine, să se implice și cumva l-a supărat un frate așa, l-a luat puțin mai tare și el cumva a început să simtă în inima lui așa o potignire și am zis, ascultă-mă bine, suntem biserică, dar nu suntem perfecți. Și vă spun și dumneavoastră în această seară, vă puteți potigni la fiecare pas dacă doriți. Dar știți că cele mai multe poticniri vin din interpretări greșite, că ai auzit, nu că ai văzut. Că ai văzut, dar n-ai știut și n-ai cunoscut ce e în inimă, ce e în situația aceea. Dar cel mai important este că potignirea vine mai ales atunci când nu-L cunoști cu adevărat pe Hristos. L-au cunoscut parțial, au crezut că doar face semne și minuni. Cum să moară Hristos? Și aș vrea să ajung la al treilea punct în care înțelegem cel mai important aspect din această seară. Că numai cunoașterea personală și acceptarea lui Hristos ca Domn determină o ucenicie cu devotament. Citeam zilele acestea și este impresionant, scrie Dietrich Bonhoeffer în cartea Costul uceniciei. Vedeți dumneavoastră, lea Petru pe Domnul Iisus și spune: Doamne, cum să merg, să mor, nu-i să te ferească Dumnezeu? Și Domnul Iisus Hristos îi spune: înapoi a mea, Satano, că tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Și spunea impresionant Bonhoeffer în felul următor: de la început, diavolul a vrut să facă biserica să meargă după Iisus, dar fără cruce. Să aibă un domn fără cruce. Pentru că Petru este piatra despre care Domnul Iisus Hristos spune că pe această piatră voi zidi biserica mea. Și cumva Petru, în momentele acelea, până a ajuns să-L cunoască pe Hristos cu adevărat ca Mesia, ca Domn, a avut și el o cunoaștere parțială, o cunoaștere prin care a zis: Doamne, să te ferească, cum să mor Tu? Un creștinism fără cruce. Asta caută mulți astăzi. De aceea, a-L cunoaște pe Iisus Hristos ca Domn înseamnă, atenție, să mergi cu Iisus pe drumul Lui. E adevărat că Domnul Iisus a intervenit la un moment dat în drumul vieții noastre și îl mulțumim și slăvim numele. Dar atenție, El n-a intervenit în drumul vieții noastre ca să meargă cu noi pe drumul nostru. Domnul Iisus a intervenit în drumul vieții noastre ca să ne ia pe noi pe drumul Lui. Și vreau să fiu onest cu dumneavoastră și să vă spun, știți care e drumul Domnului Iisus Hristos? Ne întoarcem la Marcu, în pasajul pe care l-am citit. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că drumul lui Iisus Hristos zice că este un drum al multelor pătimiri, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învie. Dacă vrei să vii cu mine pe drumul meu spre Ierusalim, trebuie să fii pe drumul acela al lepădării de sine, al purtării crucii, al suferinței pentru Iisus Hristos. Drumul lui Iisus Hristos este un drum care duce în primul rând la moarte, la moartea eului nostru, la moartea firii noastre pământești. Și spunea iarăși Bonhoeffer atât de frumos că orice chemare a Domnului Iisus Hristos este o chemare în primul rând la moarte. O chemare în care ne răstignim pe noi înșine împreună cu El. O chemare în care murim împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și după aceea a merge împreună cu Domnul Iisus pe drumul Lui înseamnă să te uiți doar la Domnul Iisus. Știți cât de îngustă e calea? Cât de îngust e Domnul Iisus Hristos? Pentru că El este calea, adevărul și viața. Să mergi cu Iisus pe drumul Lui înseamnă să te uiți doar la Iisus Hristos. Și când ți-e greu, te uiți la El. Și dacă El a mers pe acolo, mergi și tu. Dacă drumul Lui merge prin valea umbrei morții, mergi și tu acolo pentru că a mers Hristos. Dacă drumul Lui merge prin lepădare de sine, prin suferință, prin durere, mergi și tu pe acolo pentru că a mers Domnul Iisus Hristos. Dacă drumul Lui a fost drumul respingere, mergi și tu pe acolo, pentru că Iisus merge în față. Și în seara asta, dacă ești slăbit și dacă ești dărâmat, există un adevăr pe care spunea Apostolul Pavel: pototul în Hristos care mă întărește. În această seară, dacă de multe ori te-ai luptat și ai această luptă, că vrei să-L duci pe Hristos pe drumul tău, în loc să mergi tu pe drumul lui Iisus Hristos, Domnul te cheamă și spune: dacă vrei să vii după mine, leapădă de tine însuți. Răstignește-te,
iei euul tău și îl arunci la gunoi. Cu alte cuvinte, lepădarea de sine înseamnă să fii interesat de slava lui Dumnezeu, nu de slava oamenilor. Ce o să zică lumea? Ce o să zică ceilalți? Ce zic ceilalți? Și vine rușinea poate peste tine și vine rușinea peste viața ta. Dar știți ce spune Domnul Iisus? Oricine se leapădă de mine, neamul acesta, curvar, prea curvar și păcătos, eu mă voi rușina de el înaintea sfinților îngeri. Și această frumoasă analogie, neamul ăsta e prea curvar și păcătos, dar acolo sfinții îngeri. Unde vrei să fii recunoscut? A te lepăda de tine însuți, spunea Bonhoeffer, înseamnă să nu te mai cunoști pe tine. Îl cunoști doar pe Hristos. De ce? Pentru că Hristos e în tine. Nu mai contează eul nostru, dorințele noastre. A ne lepăda de noi înșine înseamnă să fim ca Domnul Iisus Hristos acolo la masă. Au ajuns toți în camera de sus, în camera cinei și... Pentru că nu era acolo stăpânul, cum era obiceiul la evrei, gazda. Se uita unul la altul și niciunul nu s-o pleca să spele picioarele. Și spune cuvântul că s-a plecat Domnul Iisus Hristos. O luat un ștergar, s-o încins cu el și a început să spele picioarele ucenicilor. A te lepăda de tine însuți înseamnă că dacă stai în camera ucenicilor, nu să te uiți numai la picioarele murdare ale fraților, nu să te uiți numai și să vezi ce-i negru, să vezi defectele, să vezi răutățile, înseamnă să te pleci cu ligheanul, cu dragoste, să speli picioarele fraților tăi. A te lepăda de tine însuți înseamnă că nu cauți slava ta nici la închinare, nici în slujire, nici în biserică. Nu faci ceva să fii văzut de oameni, ci tot ceea ce faci, faci pentru slava lui Dumnezeu. A te lepăda de tine însuți înseamnă că nu crezi dezbinare și tulburare, pentru că euul tău a fost lovit. Înseamnă că nu poți spune cuiva, nu te iert pentru că m-ai rănit profund, ci înseamnă că spui, pentru că pe mine m-a iertat Hristos și eu te iert. A te lepăda de tine însuți înseamnă că nu te mai cunoști pe tine, ăla care ai fost înainte, ci îl cunoști doar pe Iisus Hristos, care acum e în tine și ia chip în tine. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, urmarea Domnului Iisus Hristos, și aici îți dai seama de ucenici adevărați ai Domnului, sunt aceia care sunt cu crucea în spate. Crucea înseamnă, în primul rând, acceptarea voii lui Dumnezeu. Doamne, facă-se voia Ta. Chiar și atunci când dorințele mele sunt altele. Tată, sunt la dispoziția Ta, Tată-i greu paharul, dar facă-se cum voiești Tu, nu cum voiesc eu. A purta cruce, în al doilea rând, înseamnă să te identifici cu pătimirile Domnului. Omul care poartă crucea e cel care a mers cu Iisus Hristos la cruce, a mers cu Iisus Hristos în mormânt, a murit împreună cu El. Trăim astăzi vremuri în care, iertați-mă, tot mai mulți au ajuns, cum spune Bonhoeffer atât de frumos, un har ieftin care a ajuns să justifice păcatul, nu păcătosul. Dumnezeu e acela care justifică păcătosul, nu păcatul. Mai vine câte unul și la mărturisire și... își mărturisește, dar știi, frate, am făcut pentru că... și se justifică. În loc să zică, știți, atunci când cu adevărat înțelegi harul Dumnezeu și crucea, nu-ți justifici păcatul. Atâția vin, cred că și la aici, în Oradea, că aici și mai mari provocările, într-un fel, zic eu. Vin la noi ca păstori și toți ne întrebe, frate, ce zice Biblia? Avem voie puțin din aia? Avem voie justificări cu Biblia? Ce zice Biblia despre aia? Sta de vorbă cu oameni care au făcut lucruri scârboase înaintea Domnului și justificau păcatul. Da, dar știi că a purta crucea înseamnă să-ți răstignești firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Cine merge după Domnul Iisus Hristos poartă crucea. Ca martirii de pe vremea lui Nero, care erau puși pe cruci și acolo. Cum credeți că erau credincioși ăia? În seara aceasta aș vrea să te întreb, oare ești un purtător de cruce? Și a purta crucea, în al treilea rând, înseamnă să ai o viață la dispoziția lui Dumnezeu. Dacă oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, din pricina Evangheliei, din pricina mea, o va mântui. Frați și surori, haideți să fim onești în această seară.
Am ajuns iarăși să trăim vremuri în care suntem atât de interesați de viața noastră, să câștigăm viața aceasta, lucrurile lumii acestea, încât pierdem din vedere împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii adevărați ai Domnului sunt aceia care își pierd viața aceasta pentru El. Și e o pierdere, pentru că sunt oameni care sacrifică pentru Hristos. Și ai zice, măi, ce nebun sunt, ce pierdere, că sacrifică uneori joburi în alte câștiguri mari, sacrifică pentru că se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Tu, drag frate și soră, ce pierzi pentru Hristos? Că azi de multe ori ajungem în situația în care slujim dacă avem chef. Facem un lucru dacă suntem confortabili. Dar nu mai există acel spirit de sacrificiu. Nu mai există acea stare prin care să fie căutat Domnul Iisus Hristos cu acea dedicare prin care să-i spui, sunt aici la dispoziția ta. În această seară sunt convins că am spus lucruri care pentru unii nu sunt o realitate, pentru că eu cred că Dumnezeu are ucenici adevărați și oameni care îl urmează cu devotament. Dar cred că sunt aici și suflete și oameni care au nevoie să-și reevalueze ucenicia cu Domnul. În această seară în care ne gândim la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și îl vedem răstignit și crucificat, aș vrea să te chem, să te întrebi ce fel de ucenic ești. Cât de mult îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos? Cea mai mare problemă o are Dumnezeu cu acei ucenici care încearcă să împace lumea cu biserica, cei sfânt cu cei păcătoși, pe Hristos cu mamona. Și zice Domnul Iisus în Apocalipsa, ce am împotriva ta este că ești căldicel, nici rece, nici înclocut. Și pentru că ești căldicel, zice Domnul Iisus, îmi provoci o așa de mare scârbă, cam să te vomit din gura mea. Mă gândesc la mine în primul rând. Și eu sunt în aceeași luptă ca dumneavoastră. Sunt chemat de același Domn Iisus Hristos. Lupt cu aceleași ispite. Dar mă evaluez eu în primul rând și vă chem și pe dumneavoastră în această seară să ne întrebăm. Suntem noi acei ucenici care îl cunoaștem pe Hristosul de acum mort și înviat? Pe Hristosul de la care nu doar așteptăm beneficii, pe Hristosul de la care ne așteptăm doar vindecări, doar să ne facă nouă bine, pe Hristosul căruia să-i zicem, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Care e semnificația vieții Tale pentru Hristos, frate și soră? Dacă ajungi înaintea lui Hristos astăzi, ce poți să-i spui, ce ai sacrificat pentru El? Pentru că uitați-vă dumneavoastră, trăim vremuri în care cel mai adesea sacrificăm lucrurile spirituale pentru cele pământești. Sacrificăm rugăciunea, că avem alte lucruri mai importante de făcut. Sacrificăm citirea Bibliei, că suntem prea ocupați. Sacrificăm biserica, pentru că avem alte priorități. Sacrificăm slujirea, pentru că avem alte direcții. Oricine va vrea să-și câștige viața aceasta, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața aceasta pentru mine, o va câștiga. Atât de mult îmi place Filipeni, capitolul 3, cu versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Și sunt în adunare unii care după 10 ani de pocăință se uită în urmă din nou, ca Israelul la Egipt, ce bine era acolo. Eu nu fac-s pocăit și stau în biserică tot timpul cu scuza asta, eu spun că e, dar tare-s cu mintea în lume, cu inima în lume. Al cunoaște pe Hristos înseamnă să avem o inimă transformată.
care zice că apostolul Pavel și acum privește toate aceste lucruri ca un gunoi. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Vreau să vă invit să vă ridicați în picioare și vreau să stăm în clipe de meditație înaintea lui Dumnezeu în această seară. Cred că am venit prin călăuzirea Domnului ca să te îndemn în această seară să privești la Domnul care a purtat crucea pentru tine și să te întrebi, tu porți crucea pentru El? Am venit în această seară pentru tine care suferi pentru credință și pentru Domnul să spun că merită, continuă să mergi prin puterea Domnului Iisus Hristos, că El este Cel care răsplătește. Am venit în această seară să spun, după cum spune Evrei, capitolul 12, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și a de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Am venit în această seară să te rog în numele Domnului să nu-ți mai justifici păcatul înaintea lui Hristos, ci să te îndemn să te rogi, să-i ceri lui Dumnezeu, Doamne, adu-mi Tu mie justificare înaintea Ta, adică să mă faci copilul Tău. Am venit în această seară să te îndemn să nu lași crucea jos, ci să o porți cu demnitate. Să nu te rușinezi înaintea lumii acestea prea curvare și păcătoase, că vine ziua în care vei sta înaintea Sfinților Îngeri și înaintea lui Dumnezeu, Creatorul mărire Lui. Ce va zice El despre tine atunci? Am venit în această seară să spun că mai important decât orice în viața aceasta este să-L slujești pe Hristos. Ucenicia lumească, doar la nevoie, doar că-ți face bine, e o ucenicie circumstanțială, oprește-te. Pentru că ți-a făcut bine în seara asta, zice Pavel, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Ucenicia, cunoașterea parțială determină o ucenicie temporară. Și pentru tine care te-ai depărtat și ai căzut, Domnul în seara asta se oprește și îți întinde mâna să mergi în continuare cu Domnul Iisus pe drumul Lui. Dar cunoașterea personală și acceptarea lui Hristos ca Domn determină o ucenicie cu devotament până la capăt cu Domnul Iisus Hristos. Până la capăt cu lepădare de sine, până la capăt cu crucea, până la capăt cu slujirea. În această seară aș vrea să fie o seară de rededicare, dacă doriți să zicem, Doamne, vrem să mergem cu Tine pe drumul Tău, intrăm în săptămâna mare, Doamne, ne aducem aminte de drumul Tău spre Ierusalim, vrem și noi să mergem cu Tine pe drumul Tău. Lasă pe Domnul să-ți umple inima cu Duhul Sfânt. Și în seara aceasta, cum spune Apostolul Pavel, mă rog ca Dumnezeu, zice, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Să ai revelația lui Hristos răstignit, mort și înviat, care îți dă putere în seara aceasta. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. E o încurajare pentru toți, pentru toți tinerii care luptă. A fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără păcat. În seara asta există o putere care te ajută să te oprești cu viciile. În seara aceasta există o putere care te ajută să nu mai fii acela care doar să-ți ceri iertare, ci îți dă biruință în luptele pe care le duci. În seara aceasta există o chemare care schimbă direcția, să nu mai fii ocupat doar de tine, ci să fii ocupat de El. În seara asta există un Domn care ne cheamă să fim ucenici adevărați. 11 au rămas până la urmă și apoi mulți alții, dar mulți L-au părăsit, mulți se clatină, mulți justifică păcatele. Pe tine te cheamă Domnul să fii acela care să-L mărturisești cu toată viața ta, cu toată inima ta, înaintea oamenilor, că Iisus al nostru este viu, slăvit să fie El. Când viața noastră e măcinată de păcat, legată, arată că Hristosul pe care L-ai este mort și înseamnă că Hristosul pe care L-ai urmat până acum nu-i cel adevărat, nu L-ai cunoscut de plin. Când îl cunoști pe Hristos cel adevărat, El îți dă o biruință de plină și în seara asta puterea Duhului Sfânt e aici. Cere-o în rugăciune
și în această seară să ne umple pe toți cu Duhul Sfânt, ca să ne ducem ucenicia, slujirea și viața până la capăt. În ziua, s-a început în seara asta despre cer cântarea. Când vei fi în cer înaintea Tatălui și se va ridica Hristos și va zice, îl cunosc. Să ne cunoască Domnul Iisus pe toți și să ne spună tuturor, vino, rob bun și credincios. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului și Domnul să ne descopere cine este El cu adevărat, să ne dea din puterea Duhului Sfânt și din seara asta să plecăm dedicați Lui. Amin.